dosier, proprietatea comunei Mănăstirea Cașin pentru anul 2023. 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu de merit pentru performanțe de deosebit la Olimpiada Națională și Internațională în anul 2023. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Mănăstirea Cașin. Ședința adunării generale a acționarilor ASECE Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 2-10-2023, 3-10-2023. 5. Proiect de hotărâre privind rezilierea a 16 contracte de concesiune pentru produsele de la Sudaru. 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Comunei Mănăstirea Cașin și județul Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind acordarea 25 metri cu materiale NOS pentru reparații pod de la Indian. 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locale în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Regina Maria Mănăstirea Cașin și județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Mănăstirea Cașin. 10. Diverse. Articolul 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se comunică secretarilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Comuna Mănăstirea Cașin și județul Bacău. Articolul 3. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Comuna Mănăstirea Cașin și județul Bacău pentru realizarea proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt: Comisia 1 pentru programe de dezvoltare economică socială, buget financiar, administrarea drumurilor publice și private al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț. Comisia numărul 2, pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de antrenament. Comisia numărul 3, pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii civice publice, a drepturilor cetățenilor. Articolul 4, asupra proiectelor de hotărâri, au dezbateri generale și practicole, consilierii locali, precum și ceilalți inițiatori prezenți la ședință, putând formula amendamente de fond sau formă. Amendamentele se supun votului Consiliului Local în ordinea care au fost formulate. Articolul 5. Secretarul Comunei răspunde deducerea la îndeplinirea prevederilor prezente dispoziții. Articolul 6. Împotriva prezentei dispoziții se face contestație de cei interesați în condițiile legii contenciosului administrativ numărul 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Articolul 9. Prezenta dispoziție va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău și va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul primăriei și se va proceda la transmiterea acesteia în vederea afișării pe site-ul instituției. Ședința este publică, semnează primarul general Anche Adriana și avizul de legalitate, secretar general Comuna Mănăstirea Cașin, Mirela Adriana. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Adică, pentru că am un alt mai avem încă două. Propun încă două proiecte privind aprobarea cesiunii a două loturi din Sudan, care au venit acum cu contractele de vânzare, cumpărare și ca să nu mai așteptăm următoarea ședință, ca dumnealor să-și facă documentele în continuare. Deci, pentru S520 și S522 sunt toate în satul Sudan, către domnul Bucur Ciprian și doamna Bucur Roman. Dar era trecută. Vi le-a pus în program, dar nu sunt în ordinea de zi. Și doi, stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburanți al autogrid. Am ședință. Da? Astea două mai sunt de... Da. Sunteți de acord? Cine este de acord? Da. Cine de două puncte? Este cineva în trebuie să abține ceva? Supun la vot procesul verbal de la ședința privată. Cine este pentru? Este cineva în trebuie să abține ceva? Prin urmare, trecem la primul punct al ordinii de zi și anume proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții în înființarea distribuției de gaze naturale în Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Deci aici, în fața studiului de fezabilitate pentru înființarea distribuției de gaze naturale în Comuna Mănăstirea Cașin. Ați avut pe e-mail cred că cererea de finanțare pe care am pus-o noi ca Angela Salinie în 7-4-2022 și ordinul privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții în județul Bacău. Dacă vă uitați bine, noi suntem la poziția 11.
ale NRE-i. Studiul de fezabilitate în 2020 a fost făcut pe un online. În momentul în care noi am urcat pe Angel Salini această cerere de finanțare, am rugat proiectantul să ne actualizeze devizul general, am venit aici în Consiliul Local, am aprobat devizul general și așa l-am urcat pe platforma de finanțare. Atunci, la momentul acela, noi aveam 14.181.883.01. Asta era valoarea pe care am solicitat-o noi de la Ministerie. Am primit doar 12 milioane. Suntem nevoiți să refacem documentația pentru acești 12 milioane pe care le avem astăzi. Pentru asta ar trebui să actualizăm studiul de fezabilitate și să vedem cum reușim să ajungem la 12 milioane, dar să păstrăm și standardele de cost în conform legii. Așa că astăzi doresc să vă solicit dumneavoastră actualizarea studiului de fezabilitate și completarea sumei de 30.000 de lei pe obiectivul de investiții în bugetul comun. Pentru care e diferența? Ce diferență? Cât a fost 14.000 la urmă? Da, 14.000 mai puțin. 2 milioane și... 14.181 de lei. 981.000 de lei, 883. Și trebuie să ajungem la 11.000. Facem mai bun scurt. Distribuții de dări. Hai că nu vă putem face discuția. Avem aici studiul de fezabilitate. Din 2020, nu? Din 2020. Exact ce înseamnă înființare distribuției gaz. Pe noi ce ne interesează? Să ajungem cu gazul în comuna Mănăstirea Cașin. Apoi extinderile sunt singure. Exact dacă ne uităm la vecinii noștri. Cât de ușor se produce la de gaz la Târgu Mureș și își pot permite orice extindere pe orice stradă. Pentru că permite legislația. Noi nu putem să ne facem, pentru că nu avem această înființare de gaz la comuna noastră. Oricum... Explicați, pentru că mai reducem din proiect, nu le facem așa mare, am distrez. Vom reduce presupun că vom reduce pe undeva. Acum vedem exact unde. Tot aici vom aproba. Tot aici putem să facem diferența între ce am avut și ce vom avea. Dar dumnealor ne vor face calcul, am luat legătura cu ei, suntem, ne va face actualizare la tot ce avem aici. Oricum e o muncă de care ne-am asumat-o pentru că dorim până la sfârșitul anului, asta ne-am făcut, să semnăm și contractul de finanțare. Fără acest studiu de fezabilitate, nu putem ajunge la plan. Dați înapoi că n-am semnat-o, pentru că asta nu știam explicația asta. N-am semnat-o. Nu știam. Chiar discutam cu el și discuția a fost că știam că este proiectat. E discuț la licitație. Chiar face o fezabilitate, e licitație înapoi. Nu știam să fie inițial am spus că sunt problemele noastre de o gradă, dar să știți
din păcate, nu reușim să spunem la telefon. Aș putea să mai spunem și cu numele necunoscute ca să mai... Ca să poată răspund la telefon. Știu despre cine e vorba, știu. Deci o sun din pe alte numere doar ca să... Timpul trecut, tot cu ea s-a făcut. Doamne, primar, mâine, săptămâna viitoare, sunt cu mama la nu știu unde și vin... S-a mărit dată de 10 ori, de 15 ori la spune. Și atunci am luat studii de fezabilitate, m-am dus la o firmă adevărată cu proiectare, mi-a zis asta este, le-am trimis toate avizele, toate diferite compostului geotehnicilor, s-au uitat pe ele, ne-au anunțat, da, vă facem și... Dacă am hotărât, de-a mâine am dat rog din decembrie. Sigur. Trebuie să vezi cu idei, nu? Nu. Actualizarea este 50.000 fără TVA. Deci recunim doar diferența. Că avem deja 300.000, nu ne-am așteptat că vom fi în plan, am pus de la începutul anului și am zis că ne mai trebuie, nu știu ce documente, știam că dă drumul la gaz anul acesta și știam că mai ne trebuie poate niște avize. Dovadă că, într-adevăr, avizul pe care îl avem de la Delgas Grid, doamna l-a obținut, nu e ce ne trebuie, dar oamenii aceia la care am apelat au spus, ne ocupăm de tot. Supuneți, domnul. Doriți ceva să discutați problema aceasta? Atunci să pun la vot. Actualizarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții în piețare, distribuție gaze naturale, cum am văzut așa și județul Bacău. Cine este pentru? Este ceva împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul al doilea. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea HCR 117 din 13.9.23 privind aprobarea calorificării masei venoase din fondul forestier, proprietatea Comunei Măzdeaca și pentru anul 2023. Prejita 3-2023, noi am aprobat, conform amenajamentului, ce urmează să scoată dumnealor ca masă lemnoasă din pădurea comunului. Acolo aveam o cantitate de lemn de foc plus alt fel de lemn. Era vorba de cantitatea aceasta de 1748,51 pe care am aprobat-o în luna martie. După care, Ocolul Silvic a făcut o adresă către noi, în care să aprobăm și prețurile, că nu atunci am aprobat doar cantitatea, acum că era doar simplă adresă, acum ne-au venit și prețurile și totodată o altă partidă în un volum de 899,65 de metri cub din pădure. Dacă o uitați deja, începând de pe data de 15, Ocolul Silvic deja a dat prima partidă în exploatare, de aia ne-au dat tot ei caterne 25 ca lumea să poată să meargă conform cererilor pe care le avem strânse în primărie. Le vom pune la dispoziția Ocolului Silvic și vom, lumea se poate duce în rampă la Iuena, la drumul auto, plus partea asta de la Nova Marița, pe care este de la aici. Totodată am solicitat cumva să completăm articolul cu hotărârea, articolul din hotărârea din numărul 17-13-a, cu aprobarea valorificării masei de masă, prin care se află prețurile de valorificare a mesei lemnoase din fondul forestier, proprietatea comunei, cu partidele care vi le-am spus, 203-209, și se stabilește prețul de vânzare a lemnului de foc către populație. Am făcut noi o medie, că dacă o să vă uitați, e mult, cantitatea care o scoate în anul acesta înseamnă ca și sumă destul de multe suplimentate din contractul de administrare a comunei, dar dacă am pornit pe drumul ăsta că ajutăm populația, ajutăm populația. Am zis noi o sumă de 280 de lei, dar cu tot cu TVA. Iar criteriile de acordare a lemnului de foc pentru populație să fie următoare. Adică să aibă nume de rol obligatoriu, da? La registrul agricol,
sau contracte proprietar și să locuiască permanent în localitate. Adică nu ești la Bruxelles, cel puțin asta s-a întâmplat la anul trecut, dar o să... am învățat ceva de anul trecut. Ei plecați, dar erau în țară, au făcut cerere și probabil că s-au gândit că vine cineva în urmă și le ia lemn. Acum să știți că am studiat foarte bine pe toți cei care au făcut cerere, ca într-adevăr să locuiască în Mănăstirea Caș. Dacă veniți dumneavoastră, modificăm orice, veniți cu alte sugestii, cu drag. Din punctul meu de vedere, aproximativ 1 octombrie, de prinde cu livrarea lemnului din păduri, este cam târziu. Populația, în general, și-a cam făcut cât de cât rost de lemn pentru an, pentru că asta trebuia de luna iulie. Au fost, dar, având în vedere că, exact cum se spunea anul trecut, din cei 1500 de metri cu s-au vândut 800, restul a rămas și a plecat la Tuna. Și l-a luat și l-a acolo cu prețul de 240 lei. Nu există. Nu există. Păi, dar acolo nu e oraș acolo, nu? Ascultați. Deci am avut 800 de metri cu metri, cu vederea era supărarea mare că s-a ajuns la toată lumea. Da, și așa cum am spus, erau mulți care au făcut cereri de dragul de acele. Și dacă asta, lumea a înțeles că e gratis lemnul ăsta, că venise chiar să-și facă cereri gratis. Domnule, nu-i gratis, cum? Sau chiar îmi spuneau, da, nu dați, cum a spus dumneavoastră, că îmi dați mijloc auto. Da. Nu vrei și că ia. Era posibilitate. Da, așa. Și acum am zis, hai să scoatem o cantitate mai mare. Am discutat asta cu șeful de acolo, dar ne ajută și amenajamentul. În așa fel încât să avem cantitatea asta mare de lemn. Pe care am anunțat-o că asta e, așa au fost licitațiile, nu țin de noi. Deci, atenție! Nu noi hotărâm când să tăiem și cât să tăiem și cum să facem. Deci toată hotărârea asta este la o conosire. Deci ei au stabilit data când se apucă de mâncat, ei au stabilit data când se apucă de exploatat, ei au venit la noi și ne-au întrebat, e lemnul comunei, cum considerați dumneavoastră să procedează? Acum, noi am învățat ceva din asta. V-am și spus, i-am verificat pe fiecare, stau sau nu stau. Și să nu credeți dumneavoastră că nu sunt oameni care își doresc lemn. Deci cererile curg la primărie. Curg. Lemnul de anul trecut, care a rămas așa. La Chiori, da? Îl vedeți treaba. În curtea cu primării. Nu, nu s-a nu-i dus la tot. Este, uitați-l aici în curte. Eu am vorbit cu Pițoiul, acum 3 zile, și el mi-a zis că lemnul ăla care a rămas, că nu putea să stea cu el jumătate de an, a zis, domnule, a trebuit să-l pun la cine a venit în pace. Asta spune. Care-i cine? Acum îl sun. Lemnul care a rămas în rampă la Chioina este în curtea primării. În curtea la primării. Îl sunăm după ședință. Împreună. Stați aici să vă dau. Din cei 1700, sunt 2000 de metri cubi de frijol. Exact. Iar din celălalt 500, sunt în jur de 500. Deci avem 1500 de metri. Exact, așa am anunțat. Iar dacă dumneavoastră spuneați mai înainte că vreți să arătați comuna la momentul ăsta, eu propun un preț de doar 200 de lei metru cub cu două TVA, având în vedere că cheltuielile de exploatare sunt până într-o 1200 de lei de metru cub și ținând cont că de aici se separă lemnul de lucru care are alt preț, ăla, să fie cu ceva mai mult. Deci, având în vedere că eu am spus asta, că eu am propus prețul ăsta, dar nu știu de vreo să puneți la vreo și prețul ăsta pentru populația comunicare, dar cred că nu se vine și la vreo. Adică, nu mă supărați,
Da? Deci, atenție, am căutat un preț, că de la 500 la 280, cu cât îl cumpără cetățeanul de rând, eu zic că este... Este un preț ferival. 500 la părbă, în 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 părbă, celălalt locor, voi tu scoți pe partea asta de la Bucea și acolo vinde cu 320 metri cub la liber. Deci nu suntem cinstiti cu 280 să îi faci cu mare bine cetățean care, v-am zis, nu are nici un mijloc de transport în trebuie, nu are nici... Deci eu, dar să încheie aici, am un preț de 200 de lei pentru metru cub cu 280. Doamna secretar vrea să-i termina. Aș citit și dispoziția. Vreau să vă spun și pe viitor. De câte ori ați văzut hotărârile, vă rog frumos, ați văzut, veniți cu amendamente. Amendamentele le pun pe ordinea de zi, nu veniți cu propuneri în timpul ședinței. De fond și de formă. V-a citit mai devreme. Nu modificăm hotărârea fără să avem din partea la cine vine cu propuneri, cu amendamente. Alea sunt amendamente. Deci, vă rog frumos pe viitor, cât mai e, nu mă puneți pe mine într-o situație proastă. Dar de ce doamnă? Da. Fiindcă nu se fac amendamente care se depun la secretarul comune. Aș fi dispoziția mai devreme, articolul 2. Îl 3. Nu? Am pentru fiecare proiect de hotărâre inițiat de indiferent de cine, că aveți dreptul și dumneavoastră ca și consilier local, și doamna, și cetățenii, la acele proiecte care eu le-am pus în dezbatere, veniți cu amendamente dinainte de dumneavoastră la secretar, eu să le prezint în ședința de Consiliu Local. Dumneavoastră mi-ați trimis materialul din vineri, a fost să întâlnești duminică, când am venit. Astăzi ați peritat primăria și la Deal și la Vale. Dacă aveți un amendament, trebuia să-l aduceți. Am venit la doamna, ați zis că v-am zis materiale și nu am luat nimic. Am pus de data din miercuri, dacă vă uitați. Care miercuri? De miercuri au fost puse vineri, am pus cele două care au mai fost suplimentare, bugetul și cu cesiunea. Azi m-am pus autogrejă. Haideți să ne uităm pe mail. Eu totuși am o propunere. Nu aveți decât cu o propunere. Eu o subvenție la asta, eu o subvenție la asta. Păi, nu?
sunt cazuri specifice. Domnul Reț, ați terminat? Domnul Chenar, așteptați-vă. Deci nu putem juca cu culorile statului. Atenție! Doamna primar, facem contra populației noastre. Deci nu se ajutăm cu populația ce face. Atenție! Nu ne putem juca cu culorile. Noi avem controle care trebuie să păstrăm legislația. Avem controlele noastre. Există vreo soluție în cazul de față? Să-și facă acte fiecare. Pe ce stau? Că-i decomodat, că-i de tot se cheamă. Adică dacă stau cu mine la asta, îi fac acte comodat. Știți prea bine cum s-au lucrat și alea de la încălzire. Păi sunt el cazul în comuna noastră acum. Să duc acum să facă acte de asta, ca să faci încălzați pe aia. Deci nu este șoară viitor și... Hai, exact, mai mult la putea o vedea asta. Auzi? Nu mai înțeleg. Se întâmplă lucrurile. Vreau să mă amestec în opoziție cel mai simplu. Mai foarte sus în opoziție de criticat și de dat bine pe sticlă. Cam asta sunt zelă. Domnul Reța. Majoritatea de ședință. Vă vreau să ședință. Vă spun. Domnul, și mai zice cineva la vârf? Mai dorește cineva să ia cu vârf? Nu spun să vă rog degeaba. Nu-i degeaba. Da, acum ce se întâmplă, dar eu îmi permiteți spun și eu două cuvinte. Bănuiesc că acele criterii sunt în funcție de lege, dacă ce drept nu am citit. Nu știu dacă noi, în Consiliul Local, am avea dreptul să votăm niște criterii referitoare la populația comunei noastre. Nu știu, ne-am știință. Poate cine a citit legea mai cu atenție poate să ne spună. De ce? Că mă gândeam și eu la o situație care este în familia mea, dar, în fine, o voi rezolva așa cum voi putea. Pentru că, da, într-adevăr, când e o situație de asta, îți amintește de anumite lucruri. N-are nume de rol, n-are pe nimeni și, da, nu e nicio problemă. Dacă asta e legea, trebuie respectată. Eu gândiți-mă în felul următor, dacă vrei pe legea. Faceți o listă cu cei care sunt în cazul speciale. Faceți o listă și o să vă rămână pe asta. Eu nu se face o listă. Și mai ales. Poate, da, la ce așa nu vă sunera. Dar să vă rămână o bunăvoință, știi? Da. Așa ar trebui făcut. Da, deci la ora actuală nu este completată lista de 300. Dar vin cele, de fiecare zi vin cele. Și o problemă mă numesc că pentru familiile care nu locuiesc cu una cu vestirea ca și ca să nu se bucure de aceste drepturi, dreptul se face mai întâi social, nu? Sau pur și simplu, dacă... Ce, și dacă nu locuiești în mănăstirea ca și nu ne trebuie să încălzească. Deci îi dai băi, nu, dar de unde știți, vă vezi ca act legal, se face o anchetă socială pentru persoana respectivă care a depus documente UCR și dacă se bănuiește că nu locuiește, se face o anchetă socială să se vadă, să se vadă că nu locuiește în comună. El are buletinul pe mănăstirea ca și să stă o anchetă socială. Aici plătești mașina, aici am două mașini, plătești cu noi aici, de ce n-am trebuit să nu înțeleg? Nu se vrea, nu? Că e de la vera. Și un exemplu ca să mă lăsăm. Gaftor stă la unești, dar vine aici și stă trestea cu mari. Nu te zic de aia, nu te faci ușor. Nici nu veni. Păi n-am venit, dar dă-mi un caz, am așa, ce mi-a venit în minte așa la ei. Da, nu, sunt și eu. Haideți să mă spun. Cazul este caz care are buletin de unești, dar stă de 20 de ani în mănăstiri. Sunt cazul special de azi. S-ar fi bine făcut o părere. Păi și care să mă la mănăstirea respectiv de unești. E transparent, nu stă la primărința sau vreo. Stă numai în mănăstiri și dacă are trebuie de mănăstirea, are și nume de rol. Aia e proprietă. Aia e proprietă. Aia e proprietă. Da, bine. Adică sunt niște cazuri particulare, eu vreau pentru că... De ce sunt... Chiar sunt cazuri particulare. Și dacă... găseam soluții. Așa ca să dăm bine pe sticlă, că... Nu, dar nu așa, nu așa, nu găseam, găsim soluții. Păi da, găsim soluții. Dacă era particular găseam. Dar nu e poate numai singur. Păi de fapt, vine și spune că plătește mașina și toate chestii, zice că nu ai dreptul, nu ai nimic de rău, nu dau ce ai dat, nu te-am dat. Deci n-am luat acum de prin moment. Stai să vedem ce duce luam la primar, să vedem care-i treaba. De ce nu s-a luat prin moment acum? Deci așa s-au dat și
și proprietar. Acum, mie mi se pare normal să se discute lucrurile astea, pentru că acum nu sunt niște cazuri particulare, mai ale noastre care venim. Lumea aude și știe că cum să-și rezolve problema fiecare. Nu este nimic așa. Iar dreptul la cerere, asta voiam să spun, dreptul la cerere are oricine să depună cerere. Indiferent, poate să ceară luna de pe cer. Mă duc și o depun, îmi dă număr de înregistrare. Dar cum mi-ați răspuns că nu se poate? Deci nu e o interdicție, nu e așa? Deci nu este o interdicție. Eu nu cred că cineva i-a spus nu depune cerere. Depune cerere. Se va discuta dacă vă încadrați în criterii. Vezi, bă, nu poți să-i dea un răspuns că ce spune ăla, ce spune ăla, ce spune. Dom'le, e vorba de legislație și vorba de regulamentul care există la ora actuală. Dar un elev nu se poate face o ieșire. Exact. Nu vorbesc de mine, eu mi-am făcut cererea pentru mine. Eu vorbesc de copiii. Am înțeles, am înțeles. Și oamenii după aceea cineva. Și oamenii dau exemplu dacă vrei. Am venit aici și nu am spus, vezi să vedem. A zis, n-ai, nu faci cererea. Și ăla, tată. Dar ce i-a spus? De ce îmi fac acolo? Da, da, așa să Foarte mult bine populație până în 2020. El nu a fost la discuție.
Olimpic. În Olimpic care trebuie o magie aici de către Consiliul Local. Deci Olimpiada Națională la Limba Greacă, sitarul Alexandru Florin a luat 10. A reprezentat România la Olimpiada Internațională de Limba Greacă. Îl vedem aici, nu a luat nimic, dar este printre participanții de la Olimpiada Internațională. Vedeți ce scrie aici? Sitarul Alexandru Florin, România, da? Este mănăstirea nostru. Și care trebuie să ne mândrim cu el. Și aș vrea, eventual, dacă aprobăm acum o sumă de bani, să-l chemăm și aș vrea să participați și dumneavoastră, să-l felicităm împreună în Consiliul Local, deci cu o ședință de îndată în care să-i îmbunăm un premiu în valoare de 2000 de lei. De acord. Tot mai de acord. Dar nu știu. Vă rog să vă scrieți la urmă. Doamna primară a terminat? Da. Din mănăstirile aici sau care să fac? Da, este din mănăstiri. Da, dar nu da. Domnul Vivu. Da. Eu zic că acest băiat, dacă are merite deosebite, trebuie stimulat, trebuie respectat și, totodată, este o onoare pentru comuna noastră, pentru că a obținut asemenea rezultate. Deci sunt de acord cu propunerea să fie stimulat. Am uitat să vă prezint, este în clasa a 12-a, la seminar, la Iași, se va face preu, probabil. Da, este o mândrie pentru noi în clasa 12-a, un om care, dacă ne uităm aici pe tabel, sunt nume grecești care reprezintă România, iar el este mănăstireanul nostru care a putut să facă asemenea performanță la limba mea. Se mai spune ce? Nu cunosc cine este băiatul, dar cred că era corect și normal ca să facă un regulament de acordare acestor stimulente pentru elevii cu rezultate deosebite. Noi avem elevii de la școală de la noi, deci cu rezultate deosebite, că doar n-ați putut să-i dați banii anul ăsta pentru medii de 10 care le-au avut. Până la ora asta, așa, cei care sunt cu amtetier cu mamă și mi-a zis, și doar doitoare cred că ar putea să-mi intrea ceva relații, dar consider că atâta timp cât nu există un obiect în ăsta de studiu obișnuit, român, matematică, fizică, chimie, este limba neo-greacă, pe care se face doar la seminarele astea ortodoxe, cred că suma este mărișoară, ținând cont că acum ceva timp am avut acordat unui premiu unui cetățean care a avut 100 de ani și care a trecut prin vreo un sau două războaie, prin lacăre comuniste și s-a dat 5 milioane. Nu știu cât se dă la un copil din asta pentru media 10 la școala mea. Aș remarca că probabil școala aia să seminară trebuia să-l primeze pe el, iar noi ca pe un cetățean astăzi sau un copil al satului să-i dăm și noi ceva. Să-l ajutăm. Dar două interese este foarte mult. Atunci, nu internațională. A fost o... E participant, nu e unul simplu participant, a fost cea mai internațională. A participat la concurs pe... Da, da, da. Da, în cine v-a zis domnul? Nu, 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 stau nici nici, nu văd de treaba mea, da. Gata, hai crezi domnul, gata, am înțeles, gata. Domnul Andrei a seminat? Da, deci, propunerea mea este să fac un regulament de acordare. Poate ce știi cu cazul de dat și un copil de asta și iau Olimpiada la română, matematică, fizică, chimie, nu la greacă. Asta am discutat cu doamna director. Să ținem. Să treacă. Lăsați-vă să o să spunem lucrurile astea când devine rândul, da? Și să știu la de care câte să iau un copil care a avut media 10 clinie până la sau ca. Câte pe seara? 50 de lei. Păi, nu știu, o să vedem, o să vedem, o să... Păi, să vedem, doamne, copilul ăla a plecat de aici și ușa la banul. Domnul
nu mulțumesc. Păi, prea am auzit că domniți. Vă rog, ce vrea să se mai scrie la cuvânt? Încercăm să ne păstrăm ideile pentru momentul când vom lua cuvântul. Eu știu că, într-adevăr, dacă e legat de subiectul acesta, putem să vorbim acum. Știu că, într-adevăr, așa este. În momentul când auzi ceva, îți vine să spui imediat. Trebuie să avem capacitatea să ne abținem, să ne reținem ideile și să ne le spunem atunci când ne vine rând. Pentru că va fi o discuție organizată. Cine vrea să se mai scrie la cuvânt? Domnul Chelar, haideți să suntem oameni maturi. Tot asta vreau să spun și eu. Avem pic, să avem asta, ne notăm ideile și contrariem, dăm răspunsul la fiecare întrebare. Da. Dom'le, deci eu sunt de acord, performanța trebuie răspândită. Suma o stabilim noi, cât e dacă este la urmă. Dar orice performanță trebuie răspândită. Pentru că în momentul când vede unul pe ala, vin și alții din urmă și vor lupta și vor încerca să ne reprezinte. Deci suma, nu știu, e mare mică, cum va fi o trebuie. Dar eu sunt de acord cu premierea și cu mai vorbește cineva? Mai... Frate, propune. Mai... Vă rog, domnul Micu, sunteți președinte de ședință? Eu trebuie să rog. Vă rog, gata. Vă rog frumos. Pentru că din partea dumneavoastră, prin tot felul de așa pentru mine, vă rog frumos să ne... să discutăm în așa. Prin urmare, poate pentru acest subiect, cine vrea să mai vorbească? Domnul Ruș. Domnul Ruș. Vreau să vă reușesc suma asta. Nu se poate. Nu, nu, nu. Tocmai aici vreau să ajung. Dacă nu putem să o mărim, deci să o mișurăm. Bun. Deci, prin urmare, dați voi. Deci, am verificat cam cum se premiază asemenea copii. Să știți că n-am... Nu e vorba de bani aici. E vorba de un deosebit. Da. Și am zis să fim în ton cu celelalte primării. Dacă o să urmăriți la celelalte primării, și nu sunt mulți. Este de să avem un olimpic național. Despre ce vorbim? Doamne, chiar și mulți dacă erau multe, chiar au multe. O întrebam pe doamna Roșu, mai avem alți olimpici? Mai avem alți olimpici? Asta am întrebat pe doamna. Vă rog! Ușor. Când am auzit de acest băiat, chiar am mers la o școală și am întrebat-o pe doamna. Mai avem alți olimpici? Zic, uite, avem un olimpic național. Nu are. Cum să nu-l... să nu-l stimulăm pe acest tânăr? Care e un tânăr de viitor al comunei noastre. Dar, doamne, îți doresc fi stimulat. Domnul Andrea! Dar spuneați și copiii că au trebuit. Domnul Andrea! Domnul Andrea, nu sunteți înscris la cuvânt. Cum îi vreți? Ați venit cu un proiect de hotărâre cumva și nu vi s-a aprobat? Deci, prin urmare, în legătură cu această sumă, mai are cineva ceva de spus? Deci nu s-a înaintat o altă sumă pe care să o supunem votului, da? Păi dar s-a înaintat, dar nu se mai poate. Deci eu aș spune să dea mai mult. Tocmai s-a spus că nu se mai poate. E suficient 2000 de lei. 2000 de lei e 500 de euro. Bun. Deci, prin urmare, dacă nimeni nu mai are nimic de spus, domnul Andrei a spus că este prea mult, dar nu ați înaintat o sumă. Trebuie să fie un regulament. Nu pentru regulament. Nu regulament. Până la regulament. N-am avut niciun caz până acum. De-aia dăm hotărâri din Consiliul Local. Putea să faci regulament în două zile aparte. Să nu credeți asta. Bun. Prin urmare, până la sosirea regulamentului, că nu știu ce să spun, eu pun, supun votului acordarea unui premiu de merit pentru performanțele deosebite obținute la Olimpiada Națională și Internațională în 2023, în quantum de 2000 de lei. Cine este pentru? Este cineva împotriva? Se abține cineva? Dar abținere pentru că nu știu dacă este justificată. Da? Trecem la punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Mănăstirea Cașii pentru ședința adunării generale a acționarilor ASECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 2-10-2023 și 3-10-2023. Deci una avem o adunare generală ordinară a acționarilor la ASECE Compania Regională de Apă Bacău și încă una e o adunare generală extraordinară a acționarilor la
prezentarea raportului semestrial al Consiliului de Administrație asupra activității de administrare la 36.2023 pe semestru 1, încheierea actelor acționare la contractele de mandat, împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare acționată în Registrul Comerțului și la extraordinară avem validarea de ratificare actelor acționare 21-110 la contractul de trebuie acestui din serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și la punctul 2, împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și diverse. Mandatarea de vot a acestei ordini de zi pe care le-am avut, reprezentantul legal ca de fiecare dată este primar. Dacă noi participăm la acționarea asta, la, sau cum să zic eu, la apă și canalizare, dacă noi nu avem apă curentă, noi avem cuvânt de spus acolo, dictăm noi suntem înscriși de mulți ani la această anii. Vestea bună e că serviciul, contractul de lucrări pe canalizare și pe extindere de apă a fost scos la licitație pe 6 septembrie. S-a închis licitația, avem 100 înscriși la licitație. Urmează etapa de evaluare a ofertelor. Aici am văzut că în referatul aprobat din dumneavoastră spuneți că hotărârea Consiliului Local Comunului Mănăstirea Cașeni numărul 37 din 27.10.2009 privind aprobarea studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de așa a fost hotărârea Adicu, da. Adicu, ne-am dat la primărie. Și noi acum după ce reușim, trebuie să îl atribuim la țara. Nu, nu putem ca la adus. Da. Nu. Dacă îmi permiteți. Poftiți. Ați venit, domnului, totuși. Ar fi, deci este foarte greu pentru noi. În momentul în care îți faci serviciu și îți faci un trau de canalizare și trebuie să-ți faci un serviciu, să se angajezi, ai un moment de înalță, implică costuri foarte mari. Așa trebuie serviciu cu domnul Chilaru. Când domnul Chilaru este specializat, cu asta se ocupă, asta are o întrebare pertinentă ar fi. Avizarea are RSC, care se subține. Întrebarea pertinentă că el ți-ar face și prețul. Da, și nu ce vreți face. Aici e problema. Deci aici e un pic... Dar nu fără aprobarea Consiliului Local. Atenție! Toate prețurile care se vor face, vor trece pe aici. Exact cum face prețul la prețul. Să dea Dumnezeu să ieși. Da. Exact cum face prețul la prețul. Dacă ar fi cu aici prețul la prețul, nu e mult aici. Dar nu întotdeauna am lăsat prețul aici. Cu subvenție de sute de mii de lei am luat. Și dacă îmi permite să divagez un pic de la asta, președinte. Deci nu sâmbătă aceasta, sâmbătă trecută. Domnul director adjunct la ADIS, domnul Cobaci, a fost în Mănăstirea Cașeni. Aproximativ 40% din pubere nu s-au ridicat. De ce? Că domnul director, așa, de la înălțimea funcției dumneavoastră, a început și a ridicat fiecare pubere. Tabac, s-a dus cu mașina și a spus, aici aveți măturătură, aveți, nu luați. Aici aveți plastic, aveți sticlă, nu-l luați. Aici, și nu l-au luat. Pentru că noi n-am înțeles că în puberă nu se mătură în curte și se pune în puberea mea astfel om. Deja am ajuns aproape la 20 de tone pe săptămână. Și după aceea zicem, poate ce? Păi tocmai. Dar iarăși un merit foarte bun, am văzut 8 tone 700 de reciclare. Și cu toate acestea să vă arăt după ce se termină, nu le pun aici, să vă arăt două locuri unde noi am făcut curățenie lumină. Da. Și acum ați vine să plece. Biserică, nu. Pentru că nu înțeleg, nimeni nu spune, da, noi când împărțeam asta cigană, știam că domnul Chilaru este un generator de reciclare și lăsam 3, 4, 5 saci galbe, că scotea 3, 4, 5 saci. Ei, nu. Acum rău, restul primește de la deschide un sac.
de gospodărie și îți lăsă un sat. Dar a spus așa, niciodată nu am refuzat, dacă te regăsat cu ăla grave, ai mai scos un morban așa de carton sau 5 saci de pe. Nu ți-a lăsat acolo niciodată. Ți-a lăsat și mai. Nu ne place să fie sat cu carne, mai nu am sat cu carne, sau sat cu carne de cu făină. Da. Mă scuzați că a spus făină. Dar nu, nu de asta e problema. Da. Eu am văzut plasticul în fața la Roșca, am văzut plasticul ăsta peste drum. Și le-am zis atunci, acum, dar de ce nu l-au luat? A, păi nu, să-l luăm până la... să-l luăm până la... Băi, ți-ai dat, cred că... Nu era Roșca acolo. Dar înțeles cum se reciclează la așa. Ce? Plasticul ăla? Știți că multe... nu pot, și noi am înțeles... Am înțeles că faci practic material de construcție. Da, nu pot să ia folia de la serie. Nu vor să o ia, dar nu știu de ce este plastic. Cu toate că ne-am luat, cei drept am ajuns până la domnul director de la Adis de la Bacă, ne-au luat lambricul de plastic. Dar nu este plastic la oră. Păi lambricul de plastic. Și-a luat. Dar și tocmai lambricul n-a văzut la ea. Nu, pentru că dacă vă spun la domnul meu vreau să dea... Dar nu era roșca la acolo. Și eu zic, băi, mă zic și pe ăla, că nu pentru domeniul public aici. Și n-am văzut la ea. Bun, dacă cineva mai are ceva de spus în legătură cu mandatul special, prin urmare, spunem la vot mandatul special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Măstreaca și pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău, SA, din 2 și 3 a 10 a 2023, persoana doamnei primar Enache Adriana. Cine este pentru? N-ar trebui să aprobăm dacă e pentru potrivă. Dar scrie nu pentru. Scrie pentru. A, pentru, da? Așa este pentru. Scrie, scrie, vătăreți și la amândouă, știi dacă mi-ai primat și atunci. Scrie. Pentru, da. Deci pentru. Mergem mai departe la punctul 5, proiect de hotărâre privind rezilierea a 16 contracte de concesiune pentru loturile de la Sutare. Începem o referat, dacă l-ați citit. Cu mai multe sentințe civile prin care au fost reziliate. Și altele prin care au reziliat la simplă cerere, ca și locat. Acum aveți aici numărul de contract, indicativul lotului, numărul cadastral. Apropo, să reziliem, ca să ne putem intra și noi. Urmează următoarea hotărâre în care aprobăm actualizarea domeniului public al comunei. Deci, astea sunt controlate. Rezilindele astea. Da? Deci, le supune la vot pe toate cele 6. Nu mai facem discuție. Dacă vrei să faceți, vă rog să mă scuzați cum am luat... Am înțeles că... Bine, pot să iau. Sunt hotărâri... judecătorești, cum înțeles, da. La unii din ele, dar unii dintre ele nu au avut de judecătorești. Cum e? Au cereri. Cereri, cereri, dar au acum și datorii. Nu există. Că altfel nu vi le puneam aici pe masă. Am, deci nu ne-am aprobat. Răscurate. Deci dacă nu au datorii, că răscurate. Aia nu ne-am aprobat. Bun. Deci, mai dorește ceva să... Supun la vot rezilierea a 16 contracte de concesiune pentru loturile de la Sudan. Cine este pentru? Este cineva potrivă? Se abține cineva? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al domeniului Măstreaca și în județul Bacău. Conform anexii 1 și anexul 2. Va fi dat de anexul 1, cei intră în domeniul public. Practic, ne interesează să facem curățenie la loturile de studiu. Asta e tot. Pentru că și spre mine avem un număr de 36 de loturi libere, care acum am reușit, într-un final, să fie cadastrate și intabulate. Sunt în evaluare, avem un contract cu un evaluator. Ne vom întâlni aici, în consiliul local, și vom discuta împreună raportul evaluatorului, ca să putem da drumul la acele loturi în licitație. Vă rog să vă spuneți. Știți de ce, nu? Nu.
Deci, pe urmă, cadastrul e făcut de nou așa, loturile noastre au pus unul peste celălalt. Am fost la cadastrist, le-am rearanjat, dar s-a subdimensionat lot. Păi, dar am votat. Eu am un act, un contract, fost prin care am luat o anumită... 1000. De unde mi-i mereți? 1130, ca scrie, în contract mediu. Acum eu am numai 970. Facem an tradițional. Cu cât aveți? Păi eu am plătit, am dat la schimb teren pe 1130. Acum cum să iau numai 970? Pentru că aveți real. Cum? Atâta aveți real. Acum. Dar eu am studiul prim, făcut, cadastral. În ce? Dar e bine că l-am făcut acum contractul cu zare cumpărare. În ce? 2019. Da, în momentul în care deci aceste loturi s-au mers pe plăcerea de 2004. Mi-ai explicat, da? Mi-ai explicat, da? Deci, parte din proprietar, din vechi proprietar, ca un exemplu de la intrare de la magazin, sunt folosit din lume, da? Ei, doamna respectivă, și-a plasat construcția foarte bine pe două loturi. Unde a vrut? Deci nu și-a respectat lotul primit, a pus construcția pe două loturi. A stricat două loturi. La această aranjare care s-a făcut anul trecut și anul acesta, s-a ținut cont dacă dumneavoastră cu chevală de ați gat, construit, care ați zis, doamne, spune, nu este gardul, nu. Păi? Păi, luați gardul, da. Așa avea la mea desfăcut. Da, dacă chiar avea gardul făcut și, da? Câștiga cel care avea gardul. Atunci vine cu alta de ținut. Nu spuneam la așa. Dar eu pierd un proprietar. Adică eu, fata, e proprietar. Eu pierd un prins. Nu știu. Vă doi mei. Ce fac? Te-ai spus că nu? Mm. Păi asta e singura soluție. Da, bine. Sarcastic. Știam că o să mai fie inspecție. Pentru că am găsit acum când încercăm să facem
eu am înțeles ce se întâmplă. Deci acum ar trebui organizat satul ăla sau ce va fi cu acces de la Iisus să intre. Asta trebuie să facem. Aia trebuie să facem. Asta trebuie să facem. Nu te cruță. Următoarea etapă pe care o vom aproba tot în Consiliul Local e tabularea drumurilor. Că trebuie să ne facem ordine. Și trebuie să facem drumurile de rău, să fie drumurile delimitate. Iar ce nu mai este clar acolo, toată lumea a făcut pe cum Dumnezeu le-a dat. Acolo a fost pădure. Eu am ajuns să vă știți pieța, mi-a zis că nu pot să dorm, pentru că este în domeniul forestier. Forestier, n-ai voie să dorm, n-am dat cu comandos. Dar în același timp este intrat în. Cum ceilalți au reușit să dea pădurea jos? Nu știu. la o lungime de 21 de metri din stâlp,
Plus, avem 6 durat la 15, grosime de 4 metri, unde s-au folosit pentru bună acoperire. Plus 42 metri în iad de grinzi de 10 pe 10 care s-au folosit la mâna curentă. S-au făcut metri cub, s-au mișcat prețul de debitare cu transport, tot cele 5-20 metri cub de material brut. Nu i-a făcut zgături, deci am făcut profesorii. Sunt speță băutant. Deci, și m-a luat, și m-a luat. Deci, nu i-a adus lemnul gata pregătit la locul, la sala eroilor. Mi-a zis, am făcut dulap de 15 ca să nu mai există ei. Să țină. Bine zisea. Mai dorește ceva? Și am acolo că sunt depozit, nu trebuie să fie depozit acumulată la ei. Păi ia-și acum calculul, eu nu vreau să-l zic 20, vreau material. Cred că nu m-ați auzit. Nu ăștia 25 de metri. A, eu n-am să vezi. Și m-am dat părea și tot ce ai fost prea la fie. Dacă nu se mai scrie nimeni la cuvânt, supun la vot, acordarea 25 de metri material primus pentru reparații votă de la mine. Cine este pentru? Este ceva motivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Trece la punctul 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locale în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Regina Maria Mănăstirea Cașin în județul Bacău. Da. Faceți propunere. În urma adresării școlii, din nou ca la început de an școlar, trebuie să propunem două persoane de aici din Consiliul Local. Domnul Acamelia de la Roma. Și domnul Chelar. Eu nu mai pot, nu mai întâlnesc timpul. Acum, vedeți, domnul Acamelia, o să rămân în continuare de aici. Propuneți dumneavoastră. Asta e cineva și de partea aia. Să faceți parte din Consiliul de Administrație. Deci s-au făcut de 30 a 8-a prin PLR,
Noi am încărcat inclusiv studiul de fezabilitate la PNRR. Atunci, acum, omul e normal, când el a predat, a trebuit să-l plătim. În momentul în care se va deschide platforma, noi vom dovedi că am plătit și primim banii înapoi. Pentru asta trebuie să-i avem în buget 65.000 lei. Aici intră și partea de avize și documentații pe care urmează să le luăm de la instituții de stat. Și după aceea proiectație, proiectație. Nu, e studiul de fezabilitate care l-am făcut ca să ne putem înscrie cu suma pe care am făcut cererea de finanțare. Nu știam o sumă care ne trebuie, dar am făcut acest studiu de fezabilitate. În urma aprobării au venit cu documentația în care noi trebuie să depunem la instituțiile statului aceste avize și ne-am făcut noi un calcul împreună cu toate documentațiile alea, ne trebuie 65.000 de lei. 65.000 de lei punem astăzi în buget. Și noi pornim să ne obținem ca să încărcăm în platformă toate aceste documente. Noi suntem obligați să avem banii aceștia, că nu avem control. M-am spus, după aceea noi ne recuperăm. Sigur. Așa, după ce aveți studiul de fezabilitate, vedeți unde va fi proiectarea și amplasamentul. Amplasamentul este. Am înțeles. Mie mă interesează cum vă rămâne puterea la de foto. Aici era problema. Mie mi-ar plăcea, deci îmi place să cred că va dispărea de la foto, dar acolo și va fi ceva impetuos. Mare. Așa aș vedea. Să aducem proiectul de dincolo, un pic să-l... Ar fi un măscare, adică toate cum am vorbit cu platforma, tot felul de discuții. Da, chiar ar fi clar să fie ceva, eu vreau, adică aș vrea ceva acolo frumos, este. Frumos făcut. Nu vreau să intru, n-am vrut să-l contrariez pe studenții de la cu asta, dar ar fi fost extraordinar de bine dacă clădirea a fost la școli, dar ați fost pe Durbaca, bine, când, de azi, ea s-a pus în acoperiș și ea s-a fi amenajat ca o cameră pentru făcut ciclu pentru biserică, pentru făcut pomeni. A fost la școală, nu? Stă în Durbaca. Iar pe terenul din fața cimitirului, unde am aprobat construirea capelei, a fost să poate face mult mai simplu. Patru moduri din astea de acoperite frumos, problem, în care poți să le faci cu fridele ele, cu tot, că nu țin morții. Iar partea de pomană, vrea să faci mai aici, o clădire frumoasă, cum acoperite frumos și făcut. Așa ar fi fost eu, ar fi tot eu. Deci, e un proiect, într-adevăr, demn de luat în seamă. Da. Unde îl ducem pe domnul Dumnezeu? Doamne, nu-i chiar e cea mai mică problemă. Nu este. Ba, da, vă spun. Este un om care se află aici. Deci eu vă spun că e cea mai mică problemă. Are copii care trebuie să-l întrețină. Nu spuneți mie care e problema dacă ai copii, nu ești. Adică odată el să-l da viață. Nu trebuie să-l și întreții? Sau ce ar fi asta? Ai și opinie în ziua. Deci copiii trebuie să-i susțină diferența de la pensii să meargă la un alt zi. Eu am discutat personal cu el, domnul Chelar, și l-am rugat să-l pot duce într-o plimbare la un azil, la Hârșa, să vadă condițiile. Și a zis, mata, nu știi cât este de frumos acolo. Ai pensie suficientă încât să ai un confort. A zis, nu vreau să ai așa. Dar da, să faci un ferește, mă, frate. Adică faci un confort fiecare. Deci acolo a fost pentru bunăvoința vechii conduceri care pe mine m-a dat, pentru că a primit ciment, a primit o groază de ajutoare pe care l-a făcut pe bunul. Eu nu mi-asum să scot un om cu amicat. Să scot, doamne. Ce să scot? El are copii și are aparținători. Și are pensii. Deci nu are copii în țară. Dar câți ani? Câtă pensie are? 3.000 ar putea să trecească la orice astfel, dar nu vrea să dobească din cauza acolo, o țigară, un spriț, nu poate să-i dar acolo n-am. Ce zic? Adică ții-o bunăstarea unui comun de a organiza ceva frumos, dar îl ținești pe dobra, dar ce faci și celălalt frumos? Dar îți face. Și dacă copilul vor să aibă 30 de el, ce face cu el acolo? Nu sunt instituții legale care se forțează sau poate. Dar să trăie un comun. Care ar putea să-i
pe cum ați făcut la... Dar eu vă asigur că pentru ce spuneți dumneavoastră, când vom predica acest cercul, o să vedeți că are două sări de masă. Două sări, nu o sală. Va fi un cabinet de masaj, de kinet. Suntem obligați prin proiect să angajăm medici și asistență socială. Prin acel proiect avem două mașini, nu una, două mașini dotate și echipate, care prin acest proiect vom asigura pentru 50 de bătrâni aflați acasă. Ok, spuneți mai apropo de sânia voastră, de azi zi? Salvare. Este centru de zi, atenție. Deci atât. Deci se duce și socializează. Bătrâni și... seara nu poate să doamnă acolo. Deci așa arată, va arăta clădirea. Dar nu un companie așa vreți vorbi. Așa va arăta clădirea. Că la urmă imensă, doamnă, punem 80 de milioane, două comandari, dar și totul la comandari, și asta va să vă asta e viață și rezilienți pensie, nu vreți de pensie, îi fac cu prim, din pensie și vă revedem. Haideți să nu ne privim. Deocamdată vom construi acest cel. La așa frumusețe să-mi țin acolo să-și întâlnă în chiloți, da? După aceea, cum am făcut cu școala, o luăm de trafic. Vă rog, acolo în spate e prea multă. Apare școala frumos, am luat clădirea de alături și am reabilitat-o prin PNRR. Același lucru facem și cu clădirea de la școală, din Lupești, o reabilită și dăm o altă destinație. Vă asigur de asta, dacă vor mai fi primat în următorul mandat. Deocamdată nu avem posibilitate. Cetățenii în comunii vor fi toți. Asta e sigur. Eu vă promit asta, dacă e bine sau rău. Cetățenii în comunii vor fi toți. Așa arată centrul, care va fi în centrul satului. Este un centru de socializare. Este dotat inclusiv cu coafor și frizerie. Întâlnim acolo socializare. Da. Este singurul centru pe județul Bacău aprobat. Despre ce vorbim? Este singurul centru. Acest centru nu este azil, încă o dată. Este un centru, așa cum are Occidentul, în care bătrânii pensionari să meargă să socializeze. Prin acest centru vom avea dotări de jocuri de societate, reni, va fi dotat inclusiv asta, pe televizoare. Mergeți ca și pensionar și socializați acolo. Deci nu va sta nimeni. Ieșiți de la biserică duminica și vă opriți la o vorbă în satul Pești. Încă o dată, cine va putea lucra acolo? Tot cetățenii de-ai noștri. Că avem o mulțime de oameni care pot lucra acolo în acest centru. Că vom avea nevoie de un administrator, vom avea nevoie de asistenți, vom avea de bază. Deci, de-aia răspund, într-adevăr, centrul satului Lupești acum nu arată așa cum trebuie, cu acea clădire care dădea să înțeleze dădă, da? Acum, va arăta așa. Mi-a spus o întrebare vis-a-vis de stadion. Da. Ultima rândă. Le-am spus, tinerilor, că în momentul în care poate vor să-l răsfăiască, lasă. Le-am spus și cu tinerilor din Lupești. Vom muta acel stadion pentru că el e cu intrare din drumul județean. Cu parcare, uitați-vă cum arată. Deci, nu știu exact cum mai de-aia m-am gândit. Da. Ei, acel centru va... acel teren de tenis, de fotbal și pe bună dreptate că nu și-a arătat cum fața unei biserici. Acum să fim... să fim și conștienți de față. Da? Nu vreți să duci aia la scopul la pro... La Coțul Căliului. Unde a mai fost teren de fotbal. Nu știu dacă reușești. Dă o vieță cu ăsta din amenajamentul vostru. Ce facem o poartă? Să vă spuneți că facem o poartă? Nu. Să nu spuneți că facem o poartă. Să nu spuneți că facem o poartă. Dar rezolvă.
avem o cerere din partea copiilor din Lupești să le aducem un foișor în zonă. Și unde ați fi așa? În curtea școli. Foișor, care dacă ajunge constructorul acolo, n-au unde să stea copiii aceia tinere, ce mi-au tot spus că ei n-au unde să stea. Stau în stații, stau pe drum, stau... Și atunci am discutat cu firma care a făcut făișoarele din Onești. Ne-au făcut o ofertă, o să vedem deocamdată. Am solicitat doar 20.000 de lei prin acest rectificare și vom vedea ce putem să le punem tinerilor de acolo. Aștept oferta de la firma aceea, exact, exemplu cum trebuie făcut. Și unde instalați foișorul? În curtea școlii, alături. Deci nu are treabă cu terenul în care este stadionul. Nu plătesc nimic. Nu plătesc nimic în zona aceea, rămâne liberă de sarcini. Partea a zonă. Fața secției de votare. Exact. Da. Da. Mai spre... Acolo o să vină și o parte inteligentă, o să vină și cu strâmb. Adică le putem oferi internet, le putem oferi... Dacă după aceea de ceva stadion acolo. Pentru mișcare nu are curat. Da. Nu în interiorul. Da. Dacă n-am mai multe. Da. Foișoarele astea am văzut pe internet până în 10.000 de lei. 20. Dacă putem la două, luăm două, punem unul și mănăstire. Deci eu am pus 20.000. Am zis cum au făcut ăștia sunt de lei, m-a spart și două, trei foișoare. Vorbea cu bani mai subțire. Fiecare are obiect. Fiecare are obiect de activitate. Și dacă vă luați de vârfa de pe Facebook, fântâna, nici o fântână nu a costat 6.500 de euro. Asta pe seria, nu neapărat. Oricând vă pun la dispoziție devizele. Una e ce s-a scos în achiziție și una e ce a ofertat constructorul. Așa ca să povestim povești. Vă asigur de toată transparența, dragi consilieri. Orice deviz pe care vreți să-l vedeți, orice contract pe care vreți să-l vedeți și nu numai dumneavoastră, am spus și unora care sunt cu bățul printre gari pe Facebook, că n-a costat atât și costă nu știu cât, să vină să le pun proiectele pe masă, poate așa aș putea să le arăt, iunie 2023 și toate proiectele alea sunt 2020, 2021, 2022, nu sunt nici 2016, nici 2017, nici 2018, să ne înțelegem, niciun primar n-a reușit să facă proiecte după ce n-a mai fost primar și prin asta am stabilit tot. Deci, și oricui pot să pun la dispoziție aceste proiecte. Oricine vrea să le vadă. Oricine vrea să le vadă. Una este un deviz general. Asta pentru cei necunoscători. Una este să scoți licitat în aprobare un deviz general care are costuri de la plății SC, documentații SC, proiectare. Și una e să scoți un contract de execuție lucrare. Dacă te uiți la deviz, cine știe să citească un deviz? Dacă te uiți doar la deviz, spui că aia a costat atât. Dar noi avem niște proiecte. Nimic nu este făcut după ureche aici, în Comuna Mănăstirea Cașa. Și cu asta am spus. Detalii. Deci, ne facem la rectificarea bugetului. Ce? Foișorul cu 10.000 de lei de pe Facebook trebuie să mai aibă și seama să putem cumpăra. Da. Nu putem cumpăra de pe internet, să mergem că vreau și eu foișorul ăla costă 8.000 de lei. Dacă nu poate să-l vândă, cum trebuie? Noi nu putem vândă. Dar oricum 20 este... Dați-mi numărul, sunăm amândoi de față, n-am absolut nicio problemă. Împreună sunăm la persoana respectivă. Are firmă, are seama, îl cumpără mâine. Dar de ce nu lansați? Nu primiți doi și nu pe ocală. Nu lansați? Vreau foișoară. Și vine 100 de ofertare. Să ai problemă de focus. Să ai foișoară. Și una așa, dar pe amândouă. Așa mă duc la urmă, dar nu știu, nu lăsați. Pe amândouă. Da.
puteți dacă la mine un contract cu Angela Rusu, dar am zis poate... Nu e plin primăria asta și la Deal și la Valesii, când vii la mine dimineața, nu mă place de ță pe cameră. S-au epuizat toate subiectele, prin urmare se punem la vot rectificarea bugetului local al Comunei Mănăstirea Cașin și conform punctelor spuse aici de doamna primar. Cine este pentru? Pentru primele două puncte sunt pentru, pentru al doilea, al treilea mație. De la total. Abțineți și pentru pe puncte. Dacă nu am la total. Dar ai spus și așa, l-a spus acolo așa fel decât... Deci cu ce? Păi, 115 cheltuieri, 115 cheltuieri. Și pe tot la urmă, că l-a detaliat doamna primară. Da, de la tu. Nu mă ia cine a zis, nu știu ce povești. Dar nu mă, eu nu mă, eu lucrez seama, nu știu ce seama. Deci... Nu spuneți, adică, nu știu ce seama. Eu știu ce seama. Și avem în fiecare an audit în primărie. Nimic nu se poate lua fără domnule. Nu se poate, dar ce zic. Și doamna Alfa Corp.
4 litri pe oră pentru autogrejul. Trebuie să avem un document în care să ne putem să începem. În momentul în care a venit autogrejul, a venit cu 52 ore de funcționare. Când s-au ajuns la 105 ore de funcționare, s-a identificat țarii notari, s-a identificat cu 640 de litri, 100.000 de ore de funcționare și 64 litri pe oră. Dar are carte tehnică, așa care poate să-ți ia... Dar avem carte tehnică, avem tot, nu-ți dă consum. Consumul este de... Consumul de... Consumul la care am făcut. În funcție de cum urmă. Noi l-am pus chiar la post. Am pus la nivelat și drumul ușoare, și împins pământ mai greu. Chiar l-am făcut. Și am făcut o medie. Și am făcut o medie. Deci 6,4 este un consum chiar de bun. E bun. Și faci bun, linii de finanțare, care cultele finanțează proiecte.
partea aceea. Cine mai are proiecte? Nu are proiecte decât Buna Vestire. Buna Vestire care an de an primește niște bani. Nu primește cât a pus acolo proiect. Dar ei se mai suplimentează și anul următor. Și una e să suplimentăm din bugetul local o sumă care mai trebuie pe lângă Ministerul Cultelor și una e să mai vină și localnicul cu o parte din gard sau nu știu ce. Deci așa se poate construi o asemenea clădire care se dorește să acoperi. Nici de cum cu bani strâși nu cred că vom reuși să avem acolo ceea ce se dorește. Foarte, foarte. Poate să dea și toată mănăstirea și folosesc în bani. Dar știți cum e? Că ăla de la mănăstire zice eu am dat la mine. Ăla de la Upești să-și dea. Cam așa o să se... Poate mai găsesc și sponsor. Domnul Olaru, cred că a avut informații greșite. Într-adevăr, am spus și eu că nu știam cum să pornim cu asociații, cu ceva, cu ONG. Și am terminat treaba asta, că am discutat cu părintele. Și totul merge pe contul bisericii, pe contul bisericii. Deci, domnul, să știți, nu mai e cu asociații. Dar nu lumea, e bine de... Și noi am vrea să, cu ajutorul dumneavoastră, să facem toate demersurile. Vrem în toamna asta să turnăm fundația. Bagă o fundație tot turnăm. Deci, 10.000 de lei? Nu cu 10.000. Mai strângem și începem să turnăm fundația. Vrem să demarăm. Nu lăsăm contrarea de timp. Nu am spus atât acest lucru. Haideți să luăm lucrurile gospodărești. Catastrăm. Dăm în administrare, facem un proiect, ca să turc fundația după un proiect. Prima oară nu faci grajdul și după aia faci proiectul să vezi cum ar veni grajdul. Și în cazul ăsta nu trebuie și dumneavoastră să ne implicați, să ne ajutăm sau să ne ajutați sau să lăsăm de 2025. Păi asta, trebuie de oameni la lasă de oameni voastră. Proiectul nu poate fi făcut până nu are un document că e al bisericii. Ați adus cadastrii. Am înțeles de la părintele că ați venit cu el, le-ați arătat și ați delimitat. Au făcut cadastru până acum sau nu au timp? Se lucrează. Se lucrează. Așa la 30 de zile acolo. Se lucrează. Asta e pornirea. Se lucrează. Așa cadastrarea. După asta o să începem să facem proiectul, nu? Proiectul. Ați schimbarea terenului din domeniul privat, din domeniul publice. Exact. Aici o facem noi, cu consilierul. Cred că nimeni nu s-a ținut chestia asta. Nu, nici pe aici. Trebuie să facem tot. Păi, dar și dacă tot ne spune că nu se poate, că să vedem că nu știu ce, păi, dar nu facem. Deci, nu cu 30. Vreau să facem. Așa să facem. Așa să facem. Dar dacă știți și cetățenii care au dat bani, întreabă acum, o să întreb. Dom'le, dar când vă apucați? Că noi v-am dat, vă dăm și vă ajutăm, dar când încep? Nu puteți să nici cu banii ăștia apropiați. Da, să da, să știți, domnul, un proiect de 5.000 de lei. Poftiți? Un proiect de 5.000 de lei. Da, nu înțeleg, da? E tot și posibil să poate face dacă există voință politică. Voință. Și pe lângă banii și pe lângă banii pe care îi aveți ca să facem proiectul, mai trebuie niște bani. Nu puțin. Da. Nu poți copia nimic, ori de nimic. Vă rog, dacă următorul care, domnul Micu, ați terminat? Nu știu. Mai spuneți, vă rog. Acum, cât sunteți la făcătura aceea. Nu, ferească. Vă dau dreptul să vorbiți până la urmă. Doamna președinte, vă rog, nu mi-a plăcut așa. Problema este următoare. S-a format iar
Vă rog, pe drum. Avem autocredit. Deci nu intervenim barma drumurile astea care noi n-am avut parte să fie asfaltate și ne chinuim de nenecăm cu praf, că toată lumea comentează, toată lumea, dar când să ne asfaltați la noi? Când se face? Văd că se tot găsește locuri, ba pe coro, am fost și pe timpul PSD-ului, mai pasați, și pe timpul PNL-ului la fel, la ce își treabă? S-a format și pe drumul Bălăceanului. Indiferent de ce subiect, domnul Chiar, domnul Chiar,
fii stimulat și iei o sumă de bani, acum ta ai un altul pe de la asta, fie cât de cât, poate de două ori de cât copilul ăla care i-a fost la olimpiada aia, așa, acolo, inimutirată, dar, dar, ar trebui să se facă fac un buget separat pentru anul, nu stăm pe căpătul ministrului. La asemenea, cu contingent al cetățeanului Bănaru, dați-i voie să mă abțin. Îmi pare foarte rău, a fost un atac la persoana, nu a mea, a instituției primarului ceea ce s-a întâmplat ieri, a fost atac la instituția primarului. Și am să vă spun de ce. Am cerere de la școală prin care să le solicităm căminul cultural. Perfect. Dacă credeți că este reabilit. Vă pun la dispoziție contractul între primăria Mănăstirea Cașii și școală în care se duc la căminul cultural și își fac acest festival. Până aici e corect. Am adresă de la școală prin care să le avizez că sunt președinte, că mă place sau nu mă place Blănarul, că eu sunt primarul comunei. Deocamdată sunt ales la 1200 de oameni în care trebuia să avizez și am spus clar că trebuia, pentru că este o acțiune a comunei noastre. Am solicitat de la jandar, deci munca primăriei vă prezint aici, da? La jandar, la poliție, că de-aia au avut și poliție, nu că e jandarul dumnealui, da? În care am făcut proces verbal de avizare. Cine semnează aici? Primarul comunei, da? Eu răspundeam dacă o mașină intra într-un copil, eu răspundeam și cu doamna, da? Ca organizator, da? Dacă ardea căminul sau Dumnezeu ce se mai întâmpla, nu plănarul. Plănarul nu e nimic decât un simplu cetățean. El nu apare cu absolut nimic pe el. Bun, până aici e bine. Am primit cerere să le plătim diplomele cu PN și astea. Nimic, am discutat, am spus că le dăm bani, da? Ascultați-mă, deci au din partea primăriei sediul în care ei dansează, da? Ce mai au din partea primăriei? Și mi-a spus, nicio problemă. Pledăm pentru plat. Au venit doamna directoare cu diplome și am crezut că e ok, în care primăria, cu școala, cu asociația de dezvoltare locală, cu cine vrea dumneavoastră, să semnăm ca pentru acest festival. Eu, ca primar, am semnat diplomele lor. Am primit invitație să merg la festival. Și nu poți să spui tu că n-are ce căuta primarul la acest festival. Da, nu știu dacă știi, dar domnul Bărnaru, e interzis doamna. E interzis doamna aici. Dar să nu are ce căuta. Are ce căuta acolo. Păi, ce vreau să-i căuta acolo? Eu, ca primar, n-aveam voie la asta. Și dumneata îți spui, dumneavoastră spuneți că primăria. Deci nu e vorba de Enache. Eu nu trebuia să spună că Enache a făcut ceva. Primăria, toate aceste documente, făceam curtea în Gănarul festivalului, era în curtea primăriei, că e în domeniul public al comunei. Deci festivalul acela nu era în curtea în Gănarul să mă dea afară pe mine și să jubileze o prișan pe Facebook.
10.000 de lei. Eu la 6 de vizu, că în fiecare an i-ați dat doar 5.000 de lei. Tot i-ați dat anul ăsta. 10.000 am desfăcut, dar am 7.200 până acum. 7.200 sunt bani luați de el. Este extraordinar. Poate și-a luat el 5.000 și ceilalți 2.000 ai plătit ceva copii. Dar nu ne-a luat anul, nu m-a interesat niciodată. Ce este cel mai trist? Că sunt folosiți copiii în jocul ăsta mondar. Eu îmi face jocul cu un grup de interese format în lumea noastră. Știți ce mai trist? Să arătăm că suntem gospodari. Să arătăm că suntem gospodari.
interese să le puneți la proiectul lucrurilor. Nu. Deci, haideți să facem ceva frumos. Vis-a-vis de proiectul dumneavoastră, extraordinar de frumos proiect. Nu am ce să zic. Dar ce se fac? Să vă râniți mâinile lor la spate? Aveți răbdare. Pusă la... Aveți răbdare. Toate se așează. Foarte bine cu foișorul. Toate se așează. Toate se așează. Asta e dorința mea, să fii curățenie și urmă. Toți ne dorim asta. Nu prea se vede. Și vis-a-vis de... Nu prea se vede. Nici noi. De capital, Ierăcania? Nu un pic să intervin. Nu. Nu? Hai, asta ai spus. Da. Când spuneți de capital politic, la cine vă referiți? Nu, erau ca și... Bănuiesc că a început campania electorală mai devreme. Eu așa cred. Pentru că... Am văzut cu împărțirea gazdanilor, deja era aici pe Facebook, a apărut primul. Păi nu contează ce ne împarte, important că am avut o firmă și a dat gazdanii către primul. Nu? Bine, nu mă interesează, că cineva face o remarcă că sunt numai liberal. Păi dacă sunt un plac că directoarea e liberală, primăreția e liberală și vicii e liberală, ce nu fac, ce să dau așa acolo? Minus un liberal, nu știu. Eu pot să pun să-mi și cu dumneavoastră acolo. Cu gazdane? Cu gazdane. Acum? Mi-a trimis pe cineva. Să ne urâm între noi. Dom'le, deci ideile liberale înseamnă idei liberale. Ideile de ajutor social din partidele socialiste înseamnă de ajutorarea săracilor, da? Astea partide două au dat mâna la nivel național pentru făurirea țării. S-o scoată de limpasă. Acum, bunele mele spun că și-au dat mâna și-o parte cealaltă. Ce vreți? Să spun și aici am puțin cealaltă? Nu. Haideți să facem ceva frumos pentru omul ăsta. Deci eu, dacă l-am contrariat, pe linie de curățenie, nu v-am zis-o de răutate. Nu. V-am zis că vreau curățenie în comună. Toată lumea. Dacă am zis că vreau un proiect la nivel de comună să fie viabil și bun pentru comună, eu asta a fost să audă toți cetățenii că, de fapt, noi îi slujim pe ei. Dacă v-am întrebat de proiectul de la Lutești, aici vreau asta, ați făcut proiectul cu susținerea noastră. Super! Domnule, extraordinar aici. Nu ne-am luat niciun cazul nici liber. Dar ca să dai apa pe drum, să ajungă drumul ăla de nu poți să mai treci la centrală, la, a vrut, s-a făcut drumul apa, a săpat drumul jos. Asta e cetățeanul. Nu cetățeanul lor. Este astfel mamul și apa nu se mai duce. Dar mamul și-a luat-o pe drumul jos. Și-a săpat-o, nu zicea că nu zbăgați. Nu zicea și domnul Nicu. Te zbăgați că nu vreți, nu se face acolo. Deci sunt proiecte care ar trebui gândite și sunt, e putere, poate sigur, am înțeles că lucrați undeva să faceți drumul prin Cărpiniș, am văzut acolo, ramă, deci am făcut lucrați, nu zic că lucrați, eu știu ce, e ușor să arăți că nu faci nimic, deci n-ai poți să împarți 4 oameni, să-i împarți în 10 ori. Dar haideți să le luăm step by step, să le luăm pas cu pas și să rezolvăm și problemele din interiorul comun. Deci nu este tendențios, eu nu politicesc. Haideți să rezolvăm problemele. Nu sunt comandat de nimeni. Vă spun ca simplu cetățean. Deci, prezează de tot sau comandat, da? Da. O luăm în sistematic. Proiectul de la Lutești. Să nu credeți că a fost ușor de întocmit un proiect de la Lutești. Proiectul acela este întocmit de specialiști la facultate de hidrotehnică. Că l-a făcut ăla trimetric, așa se fac proiectele. Nu că trebuia, cum scrie la pe Facebook, să fie măcar de 6 metri. Deci sunt niște aprobări pe care le-au luat de la Apele Române. Deci cei de la Apele Române ne-au dat aprobare să lucrăm în râul, că este al lor, din proprietatea Apelor Române. Deci acel proiect care l-au făcut,
ce proiectant a pus atât, fără susținere de bară, fără o bară de protecție, nu există doamna așa. Drumul este cu totul solidare, mamă, așa se numește proiectul. Da. Dar și unde credeți dumneavoastră că nu-i consolidat mare? Doamne, dar ați făcut o bară, deci cum? Doamne, deci depinde ce a fost cu bară. Păi corect, dar noi de până, păi sunt 2 ani de zile că s-a terminat asta. Da. N-am reușit să punem măcar, v-am zis, spune eu, doamnă, stă milare acolo, reușit să punem, v-am zis, trebuie 2 uri de spurgere, pentru că apa, rău să faci 2 rigole, pentru că apa a luat-o pe drum și a stricat drumul, doamnă. A stricat drumul. Vă referiți la apele pluviale, presupun. Da, doamnă, mă, mai fiți un pic mai concret, că n-am înțeles că apa s-a stricat, proiectul ăsta de-a vreo ucașă. Nu, doamnă, proiectul este pur, n-am treabă cu proiectul, eu vorbesc că apa dar trebuie făcut ceva durabil. Aia era problema. Niște rigole, făcut ceva. Am fost acolo cu, să încercăm să săpăm un șans acolo. Luăm din lățimea drumului. Drumul are 40 de metri centri. E un șans, șansul trebuie să aibă minim 60, 80, măcar 80 ca să deci poată urmă. Deci soluția ar fi făcute rigole cu scurgere până în apă. Deci pur de rupere. 3-4 guri de rupere pentru că sunt formezi torent. În momentul el se formează torent, rupe. Dacă le rupe de aici un pic de acolo, nu se mai adună. Domnul Chelar, nu trebuie să spun că n-am fost după ploile astea. Trebuie să spun că n-am fost după ploile astea. Deci dar vă promit că mâine vom merge acolo și vom vedea. Cred că e cea mai bună soluție. Tocmai, ce poate despre ce este vorba și se rezolvă. Cred că... să facem ceva frumos. Noi, de 3 ani de zile, mă refer aici la echipa de la Lamar, și fac foarte multe acțiuni de orice natură. Strângeri de fonduri, muncă voluntară, nu a fost suficient pentru ceva. Nu dar să pot și măcar la invitație care vine cu nimic nu, dar la primar, adică să participați la o festivitate sau la orice altceva. Tot? Nu permite timpul. Nu vă permite? Nu. Păi și atunci ce vorbiți? Că ar trebui să faci, ar trebui să trecem, dar nu am înțeles asta. Deci, deja ce vorbite, cred că... O să fim o echipă, da? Până la urmă ne prezentăm fiecare dintre noi, o parcă mică masă din cetățeni. Și să nu ascultăm să facem din partid, să facem tot. Da. Și eu v-am întrebat la care în toate acțiunile la care am participat, noi ne punea să mă mulți doar. Domnul vostru, care te-am văzut la toată din noi și în parte, dar ai venit. Dar nu mi-am cântat să l-am cântat. Dar nu l-am cântat, nu permite nici un cântat. A fost vorba de muncă voluntară, strângeri cu fonduri. Poate că a fost o muncă voluntară, să vă ține minte, porțile de la terenul de fotbal sunt sudate și făcute de mici. Adică vreau să zic, până am urmă de muncă voluntară. Ciocița și fotbalul, mă rog, veți continua discuta asta dintre dumneavoastră în afara ședinței. Vă rog, cine se mai înscrie la cuvânt la diverse? Domnul Rețea. Aș vrea să spun așa, s-a hotărât o dată de când sunt după ce acum am dat pe ăsta, și nu se mai vorbească, nu-i întrebați. Adică ăsta vorbește, doar e altul vorbește, noi ce să așa este, așa este, domnule, de ce nu, de ce nu suntem, uite, de ce domnul ăla, nu știu, el nu se poate. De ce nu? Și aș vrea să mai știu
Cam când putem să începem să mă învem? Am înțeles. După 25. După 25. Mai Gheorghe, după 25. Cum se vor prezenta la Rambo? În mătina ce e lucruri făcute? Da. Cheamă... Pădurarul. De fapt, Pădurarul ne anunță el. Pădurarul, nu știți. Da. Pădurarul cheamă. Da. Pădurarul cheamă. Adică să chemi și dacă cheamă, să chemi în ordine, adică... În ordine. Dacă toată lumea se beneficiază de, nu știu cum să zic. Vă asigur că am verificat tabelele și anul trecut. Că tot la fel exista isteria aceea că nu se ține mod de tabel. Și l-am chemat pe domnul inginer șef al locului Silvic, în care a venit cu tabelul semnat de cei care au luat și care l-au luat. Și că se vedea clar că s-a menținut ordinea. Ați terminat, domnule Ețea? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Mai dorește cineva? Domnul Olaru, dacă vreți să vorbiți ceva, vorbește domnul, după aceea vorbiți și spuneți tot ce trebuie. Ați intervenit de mai multe ori. Nu știu, mă simt vinovată că nu reușesc să... Nu, toată lumea. Dar nu, sunt de singur care v-ați supărat și mă simt Vreau să revin, este dat totul de începe la sala Domnului de la Bucrești. Și vreau să vă spun că a venit cineva la mine astăzi și pe aia am dus la doamna primar. Oameni bun, strada Părâmul Negru, din localitatea Bucrești, cum e mănăstirea Crașii, se va asfalta de către primăria mănăstirea Crașii. Vin cu tot felul de idei. De mine le-au cineva. Că fac banii sunt din bugetul comunei mănăstirea Crașii. Și nimeni nu a dat un leu. Un leu. Nimeni nu poate veni pe domeniul public cu bani de acasă, să ne înțelegem. Toată lumea, adică se aruncă în comună, strada va fi asfaltată de către un om de afaceri potent. Nu este. Nu este. Eu știam că așa este problemă. Bun. Dar asta pentru televizor. Este deranjant. Eu am înțeles. Eu am înțeles ce vroia să transmiți. Când te-ai ocupat de treaba asta, îți ia cineva meritul. Te-ai deranjant. Vă rog, ia-te, răspunde, stați un pic. Nota 2. Haideți, lăsați-mi pe domnul mai mult. Să vorbim să vorbească până la cap. Într-adevăr, toți ne dorim protecție. Toți ne dorim o țară ca afară. Noi. Dar nu facem nimic să o avem. Da? Dacă aș putea, sincer, nu trebuie ce mă mai duc și mai dau cu motocroasă. Aș mai veni și la București, dar chiar n-am timp. Să vin să dau în fața fiecăruia să le cosesc. Nu putem, trebuie să ne mai cosim și noi. Cu oamenii care îi avem, mai cosim. Pe aici, pe acolo. Da? Dar nu putem peste tot. Nu facem față. Oamenii pe care avem... Fac adresă. Le-am făcut adresă. Rămâne cu adresă. Trebuie neapărat să ia mandatul, după aceea suntem răi. Și suntem baie, ce vreți să dăm la cetățenii. Da, cetățenii trebuie să înțeleagă și un minim de efort. Domnul Adrian. Altceva. Rugăminte mare. Haideți să mai scădem un pic cantitatea de deșeuri de sânge. Haideți. Nu e atât de greu. În urma vizitei de sâmbătă trecută am vorbit și am reușit să mai smulgem în 400 de saci galbeni de la Bacău, care chiar nu mai au și nu mai au ce face cu reciclarea și să vină pe le dăm, să ne sune, să sune pe George Soare, să sune pe George Bucu, sau pe care au cunoștințe cu
primărie și le dăm, le trimitem un sac, doi saci. Haideți să nu mai măturăm de la venin și de la din curte și să punem într-un sac, într-o o intervenție, să nimerim sâmbătă. Scoți pugăra la venea, pugăra de apă și o sacoșă albă burdușită, în sacoșă de la măturătură, în pugăra de apă, un sacoșă de aionele, un sac de rază prin portul măturătură, atâta de apă. A, și un pet la venit. Ăla tot cu noi, nu scoți afară. Păi acolo aveam aproape 60 de kilograme. Aveam aproape 60 de kilograme, de ce? De pământ și de prundiși. Pe care după aia zice, băi, eu plătesc 8 lei. 8 lei îi plătesc și îți vine mașina de 5 ori în fața porții. De 5 ori. Și câteodată cu ce ani nu se plătesc? Cum? Câteodată în ce ani nu plătesc? Ține de noi. De ce când se duc în Italia prima dată știu să-și selecteze un mito de hârtie, de sticlă și când vin acasă, uite așa găsești bormoanul, dar nu-i mai interesant. De ce? Că italianul dă 400 de euro amendă. Da? Și a doua oară nu mai fac. Dar dacă tu aici îi dai 20 de grame, nu știu, orice atragă. Da? Dar trebuie făcută. Deci noi suntem în tratative cu Telecom, cum se mai cheamă acum la Orange, dar de la Telecom, prin câteva camere din astea cu internet, ca să nu fim dependenți de cablu, să trag cablu, să trag nu știu ce, camere superior, mici, le-am comandat, și le punem acolo unde știm. Le punem acolo unde știm, pentru că nu se mai poate. Adică, am venit sâmbătă la ședința trecută cu situația celor de la VMD. Aveți voie să faceți treaba asta cu camerele? Dar cum să nu? Dar cum să nu? Dar eu sunt supraveghez, dar nu public. Eu nu filmez. Nu vă filmez în intimitatea dumneavoastră. Eu supraveghez o zonă a domeniului public în care se aruncă de controlat deșeuri. Corect. Dar și trebuie să puneți anunțul ăla că supravegheați video, cred că... Absolut. Da, da. E, cum să avem la intrare? Toată la intrare când intrați în comuna mănăstirea da, și este scris localitate supravegheat video. Da. Tot pe linie de linie. Nu contează că sunt de real. Da? Ce, am pus camerele astea de supraveghere, este pusă camera și plăcuța de supraveghere. Eu trebuie în care plătetul și a ieșit. Da. Și atunci o să vedem. Da, mai vreau da. Mai aveți ceva? Nu. Cine vreau vrei să vreau să... Vreau să... Nu vreau să ce vreți să spuneți. Vreau să-i dau replicare. La replică în scriere. Dar nu mai terminăm o dată. Haideți, gata. Vegetație plus
abilitate să faci să stăm mai bine de un an. Și am zis, dom'le, 50 de metri să cumpără și eu, budul ăsta, da, un dozer și un tractor. Nu vă arăți, dumneavoastră, și vă asigur că aveți spațiu.